Pentru a nu risca sănătatea celor care doresc să învețe o meserie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a hotărât ca în această perioadă să renunțe la cursurile care necesitau pregătire practică în firme de specialitate. Mai exact, cei care doresc să învețe meseria de bucătar, patiser sau lăcătuș mecanic vor trebui să mai aștepte până regulile de distanțare socială și de igienă vor fi mai puțin stricte. Pregătirea practică a acestor meserii înseamnă 80% din totalul programei de formare profesională, iar situația epidemiologică actuală nu permite acest lucru. O structură profesională care înseamnă pregătire practică două treimi din total timp, pregătire teoretică o treime din total timp, înseamnă un contract sau o colaborare cu o entitate economică. Ori la ora actuală, cu zile de COVID, vă dați seama că nimeni, absolut nimeni, refuză categoric să primească în afară un grup de persoane care să facă practica în acea societate. De ce? Din motive de siguranță sanitară. Drept urmare, conducerea AJOFM a luat decizia de a organiza numai cursurile care nu necesită interacțiunea față în față. Am reușit între două rânduri de ghilimele, marea performanță în acest an, să avem două cursuri de formare profesională din foarte multe propuse și cu finanțările care sunt deschise, cursuri care s-au pretat proceduri online. Este vorba de un curs de operator PC și e vorba de un curs de contabil. Aproximativ 1500 de buzoieni aflați în căutarea unui loc de muncă au depus cereri pentru a beneficia de cursuri de pregătire profesională, atât pentru centrul AJOFM din Buzău, dar și pentru centrele regionale din țară.